Astăzi, la Tribunalul Argeș, urmau să continue audierile în procesul în care Constantin Niculescu a fost trimis în judecată alături de alte 10 persoane pentru presupuse fapte de corupție și fraudare de fonduri europene. După ce reprezentantul Direcției Naționale Anticorupție a anunțat că pe rolul în altei curți de casație și justiție se află o cerere de strămutare a cauzei, instanța a decis amânarea audierilor și a stabilit un nou termen pentru data de 5 iulie. Tot instanța le-a pus în vedere martorilor deja citați cu mandate de aducere să fie prezenți în sală și la noul termen. Pe 4 iulie se va judeca o cerere de suspendare a procesului de la Tribunalul Argeș, iar pe 8 august o cerere de strămutare a cauzei, ambele cereri fiind formulate de DNA.